în mod deosebit pentru investiții. Suma este total nesemnificativă, având în vedere că am dorit să reamanajăm o serie întreagă de clădiri pe care le avem în patrimoniu, clădiri pe care vrem să le transformăm conform actelor de donație, în muzee, în case memoriale și, în consecință, ar trebui să completăm fondurile pentru aceste clădiri. De asemenea, avem o problemă legată de susținerea activității de cercetare fundamentală în cele peste 70 de entități de cercetare care funcționează în cadrul Academiei Române. Resursele care le avem în primul buget sunt departe de a ne fi utile. Deci, acestea sunt cele două obiective majore pe care noi le avem, susținerea cercetării și partea aceasta de amenajare, de organizare acestor clădiri de patrimoniu, conform testamentelor pe care le avem de la donatori. Avem o problemă legată de salarizare. O lună și jumătate din anul 2019 nu este acoperită cu resurse financiare.